ședință a Consiliului Local. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al OAT-urilor membre ALIS. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la ADIS. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea emiterii acordului prealabil și autorizației de amplasare sau acces în zona drumurilor comunale și a metodologiei privind stabilirea, aplicarea și perceperea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizației de amplasare sau acces la drumul comunal. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 69 din 19.12.2019 privind taxa de salubrizare pentru anul fiscal 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local cu suma de 50.000 lei a parohiei romano-catolice Sfântul Anton de Paduvă din Comuna Faraoani. Domnule președinte. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate. La punctul 1 are cuvântul doamna Ciorapa Cristina pentru a prezenta proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind rectificarea bugetară bugetul local pe anul 2020. Doamna Ciorapa. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, județul Bacău, pe anul 2020. Având în vedere prevederile legii numărul 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2020, după cum urmează. La partea de venituri, în sumă totală de 609.520 lei. Din ce se compun? Impozit pe clădiri de la persoane fizice 4.180, impozit pe terenuri de la persoane fizice 5.000, taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 5.000, impozit pe mijloace de transport deținute de persoanele fizice 5.000, impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice 5.000, alte venituri din prestări de servicii și alte activități 5.000. Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate, 20.000 lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020, 400 lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili, petrolieri, 820 lei. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, 559.120 lei. Deci, în total avem 609.520 lei. La partea de cheltuieli, în sumă de 609.520 lei, defalcată pe următoarele capitole din secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Secțiunea funcționare, 50.000 lei. Cultură, recreere și religie, 50.000 lei. Iluminat public, 400 lei. Transporturi, drumuri și poduri, 559.120 lei. În total, 609.520 lei. Domnule președinte. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu punctul 1.
Trebuie să menționăm că noi am avut ședința pe comisii și am discutat fiecare punct de pe ordinea de zi. Dacă sunteți toți de acord să discutăm dezbaterile, cine este pentru? Supun la vot proiectul de la punctul 1. Cine este pentru? Doamna primar, prezintă expunerea de motive de la punctul 2. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente. Serviciul pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, având în vedere modificările legislative introduse prin ordonanța de urgență numărul 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată și cu modificările prin legea numărul 31/2019. Nota de constatare întocmită de comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General, prin care se trasează ca măsură respectarea indicatorilor de performanță conform articolului 17, aliniatul 1, litera D, și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011. Adresa Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General numărul 565.687 din 19.09.2019, prin care se pune în vedere respectarea articolului 17, aliniatul 1, litera D, și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011. Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, numărul 12159 din 6.08.2019, prin care se face referire la includerea contractelor de delegare a indicatorilor de performanță, precum și penalitățile aferente, indicatori care sunt în sarcina operatorilor de colectare și transport deșeuri. Raportul de audit al performanței numărul A17/676 din 03.06.2019, întocmit în urma auditului performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 01.01.2016, 30.04.2019, împreună cu scrisoarea de recomandări numărul 766 din 20.06.2019, prin care pune în vedere ADIS Bacău asigurarea implementării prevederilor ordonanței de urgență numărul 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211/2011 privind regimul juridic al deșeurilor, a legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul de mediu, cu referire
La respectarea articolului 17, aliniatul 1, litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, încheiat cu operatorul SECE, compania Rompres Service S.A., contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087/1078 din 16.04.2018, încheiat cu operatorul Ecosud S.A. Prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și actele adiționale numărul 1, numărul 2 și numărul 3 la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi, cu luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor, până la eliminarea acestora la depozit sau ale instalațiilor pe întreg flux al deșeurilor. Instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională, anexe ale contractului de finanțare numărul 13.826/1104/2011 pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual, prevăzut la articolul 25 din legea 101/2006 a Serviciului de Salubrizare a localității, republicată cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile AGA ADIS numărul 10/20/2013, privind aprobarea documentației necesare demarării procedurii de licitație pentru delegarea serviciului de colectare și transport deșeuri și a hotărârii AGA ADIS numărul 7 din 7/05/2014 privind aprobarea documentației necesare demarării procedurii de licitație pentru delegarea serviciului de operare instalații. Având în vedere cele anterior menționate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Modificări majore sunt? Nu sunt modificări. Deci este regulamentul lor intern care trebuie să îl supunem și noi aprobării atâta timp cât suntem membri ADIS. Taxa este aceeași pe care am stabilit-o în 2019, 5,5 lei de persoană per lună. Mai dorește cineva să ia cuvântul? De la punctul 2? Cred că a fost suficient de fundamentat. Ia, nu fost. Dar voi să fie așa ajută. Așa de bine. Cred că e suficient. Deci propun sistarea dezbaterilor și nu este termenul. Supun la vot proiectul de la punctul 2 și nu este pentru. Trecem la punctul 3. Are cuvântul doamna Judoca Cristina, prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020. Având în vedere
prevederile articolului 494 aliniatul 12 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale articolului 5 aliniatul 2 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară din luna martie. Cred că am trebuia să trec direct la aprobăm materia impozabilă, da? Ca să nu facem alte discuții și să înțelegem ce e aia materie impozabilă, înseamnă toate bunurile pe care noi le impozităm. Aici intră clădiri, suprafețe de teren, utilaje agricole și mașini. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu asupra banilor pe care noi îi colectăm de la populație, am să vă citesc centralizatorul materiei impozabile per 2020 ca să vedeți sumele pe care le colectăm pe fiecare impozit în parte. Și anume, impozit pe clădire persoane fizice, 87.057 lei. Impozit pe teren intrabilan persoane fizice, 50.951 lei. Impozit pe teren extrabilan persoane fizice, 95.843 lei. Impozite pe mijloace de transport persoane fizice, 185.851 lei. Impozit pe clădire persoane juridice, 292.565 lei. Impozit pe teren intrabilan persoane juridice, 7.887 lei. Impozite pe teren extravilan persoane juridice, 5.420 lei. Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 32.466 lei. Deci, noi încasăm la final de an, ar trebui să încasăm dacă toți și-ar plăti impozitele către primărie, în total 750.040 lei. Aceștia sunt bănuții pe care noi îi colectăm anual. Sau ar trebui să îi colectăm. Cred că sunt generoasă când spun că anual colectăm undeva la 600.000 din impozite. Deci, 758.000 este suma pe care noi o colectăm din impozite. Dar vreau să vă informez că până astăzi am încasat 30% din impozite. Iar anul în curs? Da. Puțin în comparație cu anii anteriori. Asta e. Domnul Parca, să vezi ceva de adăugat? Nu, am zis că s-a prelungit perioada de încasare de asta, perioada limită care era la 31 martie, acum, da, din cauza asta, probabil că lumea nu se grăbește să... Dar e vorba de ordonanța asta, da? Da, exact. Da. Sperăm că aceste schimbări. Dacă mă dorește cineva de la punctul 3, 3, 3, 4, la punctul 3, referitor, când e precizat și faptul că la ședințele de comisie s-a discutat. Deci noi am discutat fiecare punct de pe ordinea de zi, de calitate. Ca să fim deja în primul cu toate ordinele. Propun sistare de dezbatere, loc cine este pentru. Supun la tot proiectul de la punctul 3, cine este pentru. Trecem la punctul 4. Propun doamna Ciolacu Cristina pentru a prezenta proiectul de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la ADX.
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de bază, strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS Bacău numărul 1038 din 09.03.2020, care a fost înregistrată la Primăria Comunei Faroan sub numărul 2353 din 09.03.2020, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind cuantumul cotizației la patrimoniul asociației aferentă anului 2020. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementul integrat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrativ-teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat, adică funcție de numărul de populație. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Faraoan în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare, într-o concepție unitară a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și de articolul 16, aliniatul 3, litera A din statutul asociației, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Propun spre aprobare cotizația anuală la patrimoniul ADIS Bacău în cuantum de 5.000 lei. Domnule președinte? Aceeași sumă? Da. Nu s-a modificat nimic. Momentan. Dorește cineva să iei de cuantum? Propun sistarea dezbaterilor de la punct, de la proiectul, de la punct în față, cine este pentru. Supun la loc proiectul numărul 4, cine este pentru. Trecem la punctul 5. Are cuvântul doamna Ciolacova Cristina, prezint proiectul de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea emiterii acordului prealabil și autorizației de amplasare și sau acces în zona drumurilor comunale și de metodologie privind stabilirea, aplicarea și perceptarea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizației de amplasare și sau acces la drumul comunal. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea emiterii acordului prealabil și autorizației de amplasare sau acces în zona drumurilor comunale și metodologiei privind stabilirea, aplicarea și perceperea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizației de amplasare sau acces la drumul comunal. Având în vedere titlul 9 din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal, articolul 30 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 40 din ordonanța numărul 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările și completările ulterioare,
Raportul compartimentului de specialitate numărul 2702 din 18.03.2020, în conformitate cu prevederile articolului 136, aliniatul 8, litera A din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre și metodologia privind stabilirea, aplicarea și perceperea tarifelor de eliberare a acordului prealabil, autorizației de amplasare sau acces la drumurile de interes local, după cum urmează. Propun să aprobați metodologia privind stabilirea, aplicarea și perceperea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Se aprobă tarifele privind utilizarea suprafețelor drumurilor comunale, astfel, rețelele de telecomunicații și infrastructură, ori alte instalații sau construcții de acest gen. Traversare aeriană pentru persoană juridică, 0,05 lei pe metru liniar pe lună. Subtraversarea drumului sau în lungul drumului, persoană juridică, 0,08 lei per metru liniar per lună. Instalații în zona de siguranță în lungul drumului, 0,30 lei per metru liniar per lună. Se aprobă tarifele pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare sau acces privind amplasarea unor obiective în zona drumurilor comunale. Și anume, acord prealabil, fără consultare în teren, 50 lei. Cu constatare pe teren cu mijloc de transport asigurat de beneficiar, 90 lei. Prelungirea valabilității, 25 lei. Acord prealabil pentru utilizarea temporară, 25 lei. Acord prealabil pentru documentațiile de urbanism, plan urbanistic zonal, PUD, 50 lei. PUD-ul înseamnă plan urbanistic de detaliu. Autorizație de amplasare sau acces în zona drumurilor comunale, fără consultare în teren, 100 lei. Cu consultare în teren cu mijloc de transport asigurat de beneficiar, 125 lei. Prelungirea valabilității, 50 lei. Autorizație pentru execuția subtraversării la drumurile comunale, fără consultare în teren, 150 lei. Cu consultare în teren cu mijloc de transport asigurat de beneficiar, 195 lei. Schimbarea destinației inițiale, acord prealabil, 70 lei. Autorizație de amplasare sau acces în zona drumurilor comunale, 100 lei. Aceste taxe nu au fost stabilite și nu au fost cuprinse în hotărârea Consiliului Local privind taxele și impozitele și taxele per 2020. Este o taxă pe care am considerat că trebuie inclusă, având în vedere că avem solicitări din partea RDS momentan, a unor acorduri și autorizări. E normal să impunem și noi taxa asta. Cât de puțin, dar vine la bugetul local. Chiar dacă deranjează pe unii sau pe alții, asta e. Câți operatori sunt, știți, până acum? Momentan e RDS-ul, Telecomul care are fibră, UPC-ul care are fibră și probabil că vor mai veni și alții. Dacă doreți, domnul Patrașcu, a specificat acolo cu consultare la fața locului sau fără consultare? Deci, cu consultare e taxă și fără consultare e altă taxă. Da. În momentul în care vin să solicite acordul prealabil, ei vin cu documentația
depus documentație, unde avem planul de încadrare în zonă, planul de situație cu trasarea pe toate tronsoanele de drum, unde ei își vor amplasa rețeaua. Aș propune ca să fie numai cu consultare, fiindcă dacă nu se face cu consultare la fața locului, apar probleme, ca de obicei. Taxa este specială din către SVL. Da. Așa. Deci cu consultare. Propun să fie cu consultare. Ok, scoatem din context. Așa, de, de, asta se, de asta se ajung la multe lucruri care nu corespund la fața locului. Cu consultare. Ei își pun rețetele. Cu consultare la fața deci, locului. Dacă, dacă dumneavoastră solicită, prezență în teren, ca să... Deci dacă dumneavoastră solicită prezentare din partea noastră în teren, ca să studiem zona unde ei își vor amplasa infrastructura, atunci ideea se percepe o taxă suplimentară, este multe, doar ei își amplasează pe pieonul. Și dacă ați fost atent, domnul consilier, aici am zis așa, traversare aeriană sub traversare drumuri județene, drumuri comunale, pardon, da. Ideal e și vom scoate. Dacă dumneavoastră veniți cu propunerea asta, atunci noi vom scoate și rămânem doar cu consultare la fața locului. Și suma e mai mare și ne avantajează. Chiar dacă rupem din timpul nostru 5-10 minute sau o jumătate de oră, e... Deci această taxă nu a existat. Și venind, tot vin și solicită, până la urmă este timpul nostru. Se încadrează la taxă specială, dar trebuie cu consultare. Da, am cu rectificare. Doamna secretară, ați menționat pe ce se vrea. Pentru stabilirea taxelor, au luat drumuri, ați folosit un ghid sau da, un aliator? Da. Adică mie mi se par mici. Dacă ne raportăm la abonamentele care se fixează, se ajută. Se fixează pe tot cursul anului. Deci, da. Sunt pe metri. Încă mă lez cu la abonament, dau un exemplu. Asta un pic, un pic. Da. 0,05 lei per metru liniar per lună. Da? Pe 50 de lei. Nu? Sau pe 50 de lei. 50 de lei. Mie nu mi se pare chiar exagerat. Primește notificare la un moment dat sau pe telefon că începând din data de se mănește. Nu te întreabă, ești de acord, ori nu ești de acord. Ai prelungit și contractul, să te prezinți la dumneavoastră. Vă informează, mi s-a emis factura. Da. Deci nu că să ne... Deci e... Adică mi se pare că ne-am făcut o favoare sau ne facem o departus, părerea mea. Dar și mai este o problemă. O paranteză. Da. Cine stabilește traseul și numărul de metri? Cum se stabilește? La punctul 6, are cuvântul doamna Jumar Paltrisina, prezintă proiectul de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind
modificarea hotărârii de Consiliu numărul 69 din 19-12-2019 privind taxa de salubrizare pentru anul fiscal 2020. Referat de aprobare privind la proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 69 din 19-12-2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2020. Având în vedere prevederile articolului 6, aliniatul 1, litera K, din legea numărul 101/2006, legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, republicată, modificată și completată, prevederile articolului 30, aliniatul 1, 2 și 5, din legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată. Văzând adresa instituției prefectului numărul 3490 din 19.02.2020, înregistrată sub numărul 1755 din 20.02.2020, supun spre aprobare și dezbatere Consiliului Local Faraoani proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 69 din 19-12-2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2020 la articolul 3 cu următorul aliniat. Se aprobă scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru imobilele care nu sunt locuite de nicio persoană. În acest sens, persoana, ruda proprietarului, care și-a asumat responsabilitatea achitării impozitelor aferente imobilului, va depune o declarație pe proprie răspundere, prin care va preciza că în acel imobil nu se locuiește, însoțită de copia certificatului de deces al proprietarului. Propun la articolul 3 din hotărârea Consiliului Local numărul 69 din 19-12-2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2020 se va introduce următorul aliniat. Se aprobă scutirea de la plata taxei de salubritate pentru imobilele care nu sunt locuite de nicio persoană. În acest sens, persoana, ruda proprietarului care și-a asumat responsabilitatea achitării impozitelor aferente imobilului, va depune o declarație pe proprie răspundere prin care va preciza că în acel imobil nu se locuiește, însoțită de copia certificatului de deces al proprietarului. Deci, scutirea de la taxa de salubrizare se face în baza declarației și a certificatului de deces a proprietarului anterior. Dacă aveți... Cei cu care sunt plecați în străinătate și revin... E în perioada de revin o lună, deci la plată, nu? Plătesc pentru o singură persoană, doar locuințele care au proprietari. Deși aceste locuințe, parte din ele, nu sunt lăsate de diferiți. Dar e de nelocuinci nimeni acolo, nu se generează deșeuri, așadar nu se taxează. Cine face inventarul? Noi știm care și cum. Noi cunoaștem fiecare gospodărie în parte, știm cine întreține, cine și... Cunoaștem situația în teren. Domnul Vicer. Deci, știm întrebări. Echipa. Da, mai sunt... Dacă mai dorește cineva să te-a plăță. Dacă nu mai sunt propuse starea dezbaterilor, cine este pentru... Supun la vot proiectul de la punctul 6. Cine este pentru? Trecem la punctul 7. Ai cuvântul domnul Cărăpacie. Se prezintă proiectul de hotărâre și referată de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local în suma de 50.000 de lei la paraghei roman, ca tot ce spune cantor,
E vorba de cum aparaune. Referat de aprobare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local cu suma de 50.000 lei a parohiei romano-catolice Sfântul Anton de Padova Faraoane. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere cererea părintelui paroh Măriuț Felix, înregistrată la primăria comunei Faraoane, prin care solicită sprijin financiar în vederea efectuării lucrărilor de igienizare și reabilitare a clădirii dispensarului medical Sfântul Iosif din comuna Faraoane, care se află în proprietatea parohiei. Văzând prevederile articolului 129, aliniatul 2, litera D, aliniatul 7, litera C, și articolul 136, aliniat 8, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, având în vedere că proprietarul clădirii, în speță, parohia, nu dispune de fonduri necesare igienizării, am inițiat un proiect de hotărâre în care am propus acordarea sumei de 50.000 lei. Vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Propun alocarea din bugetul local către parohia romano-catolică Sfântul Iosif Anton, Sfântul Anton de Padova, din comuna Faraoane, suma de 50.000 lei, în vederea igienizării și reabilitării clădirii dispensarului medical Sfântul Iosif pentru desfășurarea activității de medicină de familie, care constă în demolare ușii ferestre din lemn și înlocuirea cu termopane, placare pardoseală cu gresie, placare cu faianță, acolo unde situația o impune, înlocuire și montare instalații sanitare, tencuire, văruire, vopsire, interior, amenajare rampă pentru persoane cu dizabilități. Domnule președinte, vă dau cuvântul. Aveți cumva intrat la dumneavoastră? Referitor la... Care puteți pune la dispoziție? Să putem interveni în caz de nevoie, să vedem despre ce e urmă. Dorește cineva să facă votul la punctul 7? Da, eu aș vrea să... Domnul Partaș? Nu mă refer la suma care va fi aprobat, mă refer la farmacie și mai ales de la primul fond de pirană care o traversăm. Nu s-ar putea găsi un program un pic mai flexibil și accesul mai posibil, mai ușor. La farmacie. Acea fiind în interiorul clădirii. Ușa principală, pinsă. Am scurt o discuție cu doamna asistentă. La Bălcescu, bine, acum e altă treabă. Sunt două farmacii călătorate, private sau din private. Mai știți acest program are un aici, că după amiază de la 12 sau de la orele 13 până la ce oră chiar nu știu. E o singură intrare și pentru farmacie și pentru dispensare. Da, ca un medicament. Eu cred că ușa care se intră la dispensar, pe care ați spus să nu vede direct la farmacie. Cred că e prima dată. În momentul în care vom finaliza reabilitarea dispensarului medical Sfântul Iosif, doamna doctor va veni și se va ajuta în cabinet, atunci vom stabili acest lucru. Nu cred că e o problemă ca să... Deci doamna Felicia are acces permanent la farmacie. Probabil că vă raportați la cei care s-au și așteaptă. Programul. Vă rog, dacă vreți să spuneți ceva. Că de la 1 aprilie vom avea medic de familie la Faraoane. Doamna doctor a obținut autorizația pentru cabinet medical individual de la Direcția de Sănătate Publică, acordul de la Colegiul Medicilor.
Acum, în clipa de față, e în discuții cu Casa de Asigurări, își încheie convenția pentru următoarele 6 luni, timp în care, dumneaei, dacă va ajunge la un număr de pacienți, după 6 luni de zile, și numărul acesta am înțeles că este de 1000, și cu siguranță va ajunge, probabil va și depăși, după 6 luni de convenție, încheie contract cu Casa pe termen nedeterminat. Da. O să avem medic de familie zilnic, începând cu orele 8 până la orele 12. În perioada de convenție am înțeles că are programul limitat de către Casa de Asigurări. Va avea program și după amiază, astfel încât persoanele care vin dinspre oraș după amiaza, cu cursa de 15:30, 16:30, să aibă acces în cabinetul medicului de familie. Doamna doctor va merge și în teren. V-am spus că vine din Republica Moldova. A terminat studiile la Moscova. A profesat timp de 8 ani de zile în Chișinău. Este un medic, părerea mea, din punct de vedere profesional, foarte bine pregătit. Știe să comunice cu pacienții. E o persoană plăcută. Sper să rezoneze cu localnicii, dar din câte am cunoscut-o eu și știind, pentru că vin din sistemul sanitar, cum trebuie să se raporteze un cadru medical la pacient, sunt convinsă că lumea va fi mulțumită. Și veți merge la dumneavoastră, nu s-o și vedeți. Știm foarte bine că populația este îmbătrânită, nevoile sunt multiple. Da. Deci, întâi nu e, să știți că chiar dacă e 1 aprilie, doamna doctor va fi la servici. Deși dumneavoastră a fost în teren cu mine, am fost la cazurile pe care și dumneavoastră le știți, parte din concetățenii noștri s-au întors de prin Italia, Anglia, Germania și am trecut cu dumneavoastră pe la persoanele respective, le-a luat în temperatura, știu, a purtat discuții cu dumnealor. Da, eu zic că o să fie bine din punctul acesta de vedere. Deci ce e mai pe lângă tratamentul medicamentos, oamenii au nevoie de sfatul medicului, în principal. În mod sigur, și vorbitoare de limba rusă, sper să ați vă înțeleg. O să vedeți dumneavoastră în momentul în care veți interacționa cu doamna doctor. Da. Părerea mea este foarte bună. Deci, momentan, vedem cum va acționa și care va fi atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de localnici. Igienizarea. E doar parterul? Doar parterul, că acolo e cabinetul medical. Atât. Da. Inclusiv holul sau? Holul cel mare. Deci, holul și holul unde avem plasa scării, acum acolo o să vă fac. Holul face parte din cartelul, doamne și da? Poftiți? Holul face parte din cartelul, doamne și nu, vreau să știu doar dacă cele două camere și grupul sanitar sau și holul și intrarea. Deci intrarea va fi, da. Vă dau un baș acolo, dar trebuie să și în faianță, în cabinete, pe polul care e sala de așteptare. Care... Și la farmacie sau spune? Farmacia avea alt statut. Nu mă gândeam. De asta spuneam, mă gândeam dacă farmacia s-ar putea muta jos. Ar fi mult mai accesibil. Nu avem spații. Prima sală pe partea de la intrare din stânga. Să vă ceva. Deci noi am discutat în ședința de comisie și am spus așa. Direcția de Sănătate Publică impune niște condiții pentru a autoriza un cabinet medical individual. Neavând spații în interiorul cabinetului medical unde să putem să creăm 2 spații pentru toaletă personal, toaletă pacienți, suntem nevoiți să folosim acea încăpere, să o folosim pentru toalete. Da. Asta e. Da. Avem și cabinetul stomatologic acolo, nu avem spații. Doamna doctor a încheiat contractul de spațiu cu parohia.
Doamna generală, stimați colegii. Doamna, ea e altul, e cabinet medical individual, pe medicină de plată, stomatologie. Un spațiu din agredinii sau se poate aloca? Pentru? Dispensar, pentru farmacie. Nu vedeam pe parcurs ce e. Nu, e copil care e învățată de creștere. Clădirea asta care poate apărere. Clădirea va fi folosită tot de copii, tot în scop. Ar fi indicat să fie intrarea separată. Dacă găsim un alt spațiu, domnul, parcă și dumneavoastră aveți spațiu. De ce nu puneți la dispoziție un spațiu pentru farmacie? Hai! N-am văzut nici inițiativă. Serios. Păi de ce nu? Un spațiu mai mare, farmacia, persoana care e administratorul farmaciei respective, poate să vină să-și amenajeze spațiul să... și... și nu dumneavoastră ați încă să amuați în casa mutănuți, e chiar. Da, da, e o chestiune de... O să apară mai mult pe farmacie, nu mă mă așa cum în oraș sunt 10, sute de farmacie. Sute la bancă. Da. Noi mai mergem pe medicină, pe naturiste. Deci noi avem atâtea plante medicinale în jur. Nu credeți că ar trebui să mergem și către partea asta, să evităm un pic substanțele astea chimice care ne intoxică uneori? Uneori corpul. Da, dar în situația asta de urgență, nu știu cine se duce după plan. Da, bine, dar nu doar acolo, ca să fie situația. Propun să asistăm din spatele și să mai discutăm la rubrica direcție. Eu am cumpărat la direcție. Mai avem la direcție. Mai avem lucruri. Da, diversificat. Deci, noi am discutat... Hai, spune. Spun la votă... Fisarea de spate, cine este pe aia? Supun la vot și proiectul de la punctul 7, cine este pe aia? Proiectul a fost aprobat. Rubrica diverse. Nu diverse, am discutat în ședință despre transportul public. Ah, transportul. Da, țin să vă aduc la cunoștință că SECE Transport Bistrița ESA nu respectă graficul de circulație stabilit. Și acest lucru creează mari dificultăți persoanelor care trebuie să ajungă la serviciu. Majoritatea curselor au fost suspendate, iar cele rămase au fost cumulate și se circulă în aglomerație, fără să se poată respecta condițiile de prevenție impuse în această perioadă. Ca urmare, ne vedem nevoiți să apelăm la un operator de transport care să efectueze cursele speciale pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor. Cunoașteți foarte bine situația transportului public. Știți că de ani de zile SECE Transport Bistrița ESA ne creează probleme. 1. Mașinile sunt cum sunt, condițiile, nu mai vorbim de confort, tarifele umflate după cum au considerat dumnealor, deși combustibilul în ultima perioadă a scăzut, prețul combustibilului. Fără să anunțe călătorii, dumnealui a asistat cursele pe ruta Faraoani, Valea Mare, Bacău și retur. Luni după amiază, la orele 16 și 16.30, când navetiștii din comuna noastră așteptau autobuzul, bineînțeles, nefiind informați de către transportator că acea cursă este suspendată, stăteau în autogară și așteptau să urce în autobuz să vină către casă. Nu erau persoane care au plecat la plimbare în oraș, nu erau copii care s-au dus să se plimbe prin parcuri sau în mall-uri, erau persoane care sunt angajate, persoane care și-au luat abonament pe toată luna martie. M-au sunat parte din concetățenii noștri, am găsit un mijloc de transport, un microbuz, am plecat și eu cu mașina mea și i-am adus acasă. Și atunci am luat legătura cu un 1, 2, 3 transportatori, unul dintre ei a fost de acord
să vină în sprijinul nostru, în sensul că va efectua câteva curse speciale. Am făcut un grafic al curselor momentan și anume, deși sincer mi-aș dori să își retrag în SC Transport Bistrița licența de pe ruta noastră și să-i lase pe aceia care au posibilitate să efectueze transportul în comun pe ruta Faraoani Valea Mare. Graficul de circulație este următorul. Plecări din Valea Mare Faraoani 12:45, plecări pe ambele rute din Bacău către Faraoani Valea Mare 16:30. Avem persoane care lucrează pe la marketuri și scapă seara undeva la orele 20:30 și nu au mijloc de transport, nu au cu ce ajunge acasă și atunci am stabilit cu transportatorul să fac o cursă la 20:45 ca să vină în sprijinul persoanelor care termină programul la orele 20. Momentan acesta este graficul de circulație. Vedem ce se întâmplă cu SC Transport Bistrița SA. Nu vă spun că el după amiază m-a sunat și era foarte supărat cum de ne-am permis să, da? Atâta timp cât nu ai posibilitate financiară sau știu eu, să-ți onorezi contractul, cred că ar trebui să se retragă dumnealui de pe ruta Faraoani Valea Mare. De bună voie, fără să ajungem la alte discuții. Dumnealui a văzut că eu am găsit un transportator și el după amiază la 16:30 a plecat autobuz. S-a autosesizat pentru că ieri dimineață la 6 călătorii au făcut tabel nominal cu persoanele care circulă în perioada asta. Chiar dacă este situația care este, avem persoane care lucrează. Alimentația publică nu cred că se va opri, sunt firme și altele, exemplu Barleta și altele care lucrează. Ce facem noi cu cetățenii? Mă duc eu primar zilnic, îi duc, îi aduc. Ieri la 15:45 m-a sunat un cetățean, trebuie să ajungă la serviciu, m-am urcat în mașină și l-am dus la Bacău. Deci nu mai putem să suportăm umilința la care ne-a supus SC Transport Bistrița ISA. Domnul Patra, vreți să spuneți? Din avizia acest subiect, e un subiect care am discutat și vreau să discutăm. A spus timp în urmă că suschimba legea ceva de genul. Okay. Că tot ideea de transport am. De ce? Că s-a schimbat legea și așa. Da, deci lor le expira anul trecut în toată septembrie, octombrie, licență. Iată că legiuitorul a venit în sprijinul lor și le-a prelungit licența cu 3 ani. Am înțeles. Deci au câștigat licitație, au licență, dar nu s-a făcut un contract, un plan de activitate că trebuie să facem fiecare zi sau doar că ai câștigat licitația și faci ce vrei și cum vrei. Nu credeți că ar fi momentul acum să terminăm cu ei? În baza acestor... Să terminăm în mod legal, deci nu putem nu să terminăm. Dacă dumneavoastră, ei trebuie să adică tu nu faci, tu prestezi munca la ora care trebuie și noi trebuie să ne raportăm legal, foarte adevărat. Dar, adică legea e numai de partea lui, nu e și de partea tuturor. Eu asta nu o pricep. Deci am avut întâlnire cu dumneavoastră luni, da? Și ce mi-a spus? Dați-mi bani de motorină. A, deci înseamnă că e stat de stat. El face ce vrea și ce vrea. Dar e și fac exact ceea ce vor. Mai mult decât atât. Având în vedere situația actuală, ei fac exact ceea ce vor. Doamna prima, dar atunci cel mai bine ar fi ca să aducem la cunoștință tuturor concetățenilor noștri, ca să nu se mai munce nimeni în autobuzul SC Bistrița. Deci sunt niște care mai vin. Și atunci este etapă care trebuie să le facă. În mod legal. Deci sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgem în exact mâncare. Cum trebuie să facă și cursele, la orele de, nu? Adică, care sunt cursele stabilite. E drept că în perioada aceasta călătorii sunt mai puțini. Nu contează. Contractul e făcut, înțelegerea. Da, orele de vânt trebuie respectate. Exact, deci nu se respectă.
Nu se respectă, nu ne place, nu ne mai iubim, ce au fără de vedere. Asta ar trebui să facă lumea, fără să avem de voi să ne certăm aseară și să ne bălătărim ca la ușa raportului. Deci, doamne, eu fac ilegă. Trebuie luptă pisica două acum, când e momentul. Și cu asta va. Eu propun să le amintiți motivele pentru care nu suntem de acord, în primul rând, tariful, să le aduceți aminte șoferilor cum au circulat cu elevii în acum o lună și ceva, când era să-i răstoarnă cu totul. Iată că ai programul de circulație. Și toți urau prin autobuz și așa. Și nu mai zic de confort și celelalte probleme. Tarife foarte mari. Nu este minunat a scăzut destul de mult. N-ar niciun motiv să mai stai la nu, dar nu este un contract specificat cu numărul cu se care trebuie să puteți. Da, 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 da. Deci da. Aici este graficul de transport, da? Programul de circulație sunt aceleași care au fost înainte. Și în cazul acum că ei nu respectă... Deci noi, în cazul noi nu avem altă posibilitate decât să apelăm la cursul special, momentan. Asta și facem, dar trebuie aprobat prin hotărâre de consiliu. Dacă sunteți de acord cu ceea ce v-am propus eu, biletul este de 5 lei, abonamentul pe persoană este de 160. Încă o chestiune. Contractul pe care îl încheiem cu transportatorul actual, avem un articol unde spune așa că deci nu ne implică, pe noi nu ne... Referitor la cursă specială? Da, la cursă specială, da. Crești prețul, nu prestezi în activitate, dar la toate, dacă nu trebuie să spuse, nu poți fi penalizat. Și nu avem cum să reziliem noi. Deci primăria, voi știți foarte bine, noi nu avem contract cu transportatorul. Doar prin concurență. Asta e un mijloc foarte bun. Prețul convenit pentru executarea serviciului de transport de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat, conform graficului de circulație, este stabilit de comun acord și se acord și se achită de către călători, da? Prețurile, tarifele sunt cele pe care vi le-am menționat. Step transferul. Are parc auto destul de bine pus la punct. Am văzut și eu ieri mașina pe care microbuzul. Are microbuze 20 și 30 și au autocare, deci au condiții. Mașinile asigură și confort. Asta e. Deci nu, e și punctul meu de vedere este că transportbista trebuie să se retragă de pe ruta, de pe toate rutele, probleme asta sunt peste ideea. Tot. Asta e ideea. Pe toate rutele pe unde funcționează ei. Au spus referitor la oamenii noștri. Poți să fii să trebuie să se trebuie. Dar nu mai e. Să vă face bani la mașini. Că te puneți un proiect de microbuze. Deci au microbuze și autocare. Ei vor respecta graficul acesta momentan și după vor intra pe toate cursele, dacă, Doamne, reușim să nu depășim peste ce. O să apară și negra, să vedeți, deci nu ce poate, o să fie. Dar dacă, cum le-am spus cetățenilor, dacă nu ne solidarizăm, nu rezolvăm problema. Asta e. Când vrem, nu vrem. Ori suntem solidari și rezolvăm problema, ori dacă suntem... Rămâne este ce transport este exact pe comuna. Și de singură pot să facă toate.
Supunem la vot. Dacă îi ghidim tot proiectul noi, ca să începi zi să stai, să dau trăsat. Mai pe la șosea. Nu. N-aveți cum pentru că au licență pe ruta respectivă și n-ai. Nu se poate așa. N-ai. Poți să limitezi numai până la... Nu, mi se nu se mai așa de șase pe. Pe să nu trebuie să faci, să vorbim cu toți. Cu toate să facem. Cu toate să facem. Cu toate să facem. Ca 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 să facem. În momentul când nu ești ceva, nu-ți faci la rabatul. Nu ești ceva. E clar. Că dacă intră ăștia cu cursa specială de speciale... Dacă și cu parcă, dar cine? Nu? Da, dar de cine poate să avem, că face că trece. Da. Nu mai poate să facă și ceva, domnilor, să-mi pună viitorul atât. De ce nu l-ați chemat în problemă care are? De ce nu l-ați chemat? Pe cine să-l chem? Pe botezatul? Da. Ce are? Dar ce și acum... Ai motorină? Îi dau eu. N-ai motorină, să-i dau eu motorină. Autoritățile, autoritatea locală. Autoritatea locală nu poate fi. Asta e, dar trebuie să parcurgem niște etape, nu putem să deodată, da? Sunt niște etape de parcurs. Am sesizat prefectura, Consiliul Județean, l-am notificat și pe dumneavoastră înscris, asta e. Se poate niciodată, e decizie de urgență, stare de urgență. Dacă e nevoie, asta și urgență. Dar vă rog să specificați pe tarifele, domnul Matrașu. Tarifele le-am mai menționat și le menționez din nou. 5 lei tariful, da, per călătorie, pe persoană, 160 de lei abonamentul. Și pentru ele? Pentru ele, probabil, va fi mai... Și pentru ele? 5 lei până la Bacău și până la Borcescu. E o chestiune de urgență, să rezolvăm transportul nameniștilor. Vom, de parcurs, vom mai discuta. Deci, asta e... În contract, dacă... De exemplu, Nicolae Bălcescu, 3 lei, Aușan, 4 lei. E o chestiune de maximă urgență. Acum mergem pe contractul ăsta până vedem ce se întâmplă cu SC Transport Bistrița S.A. Încă o chestiune, dacă el nu se retrage, noi nu putem să-l scoate. Dar nu-l scoate. Sunt și mai bine până la dată. Oamenii nu se mai urcă în mașinile lui. S-ar putea să mai întâmpim despăgubire din noi. Asta e. De asta vă spun, sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgem. Nu putem să... Așa am făcut un pas. Deci să pun la vot proiectul de la de transport. Vă rugăm puțin în niște. Să pun la vot proiectul cu transportul. Cine este pentru? Dumneavoastră este aprobat în amenitate de vot. Aș vrea să discutăm la diversii. E problema care ne doare pe toți și vă rog frumos să luați în serios. Dacă până mai ieri, alaltă ieri, oscilam în privința virusului care ne atacă, vă rog să luați în serios și să le transmitem celor din jurul nostru să evite plimbările, persoanele care depășesc 60-65 de ani să stea în casă. Cred că aveți deja cunoștință de ordonanța militară numărul 3 din 2403-2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Am să vă citesc și eu. Articolul 1 din ordonanță. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, cu următoarele excepții. Litera A. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum
îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. Deplasările scurte în apropierea locuinței, legate a gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități sportive de echipă, cât și pentru nevoile animalelor de companie sau domestice. Deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină. Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat. Deplasarea pentru realizarea de activități agricole. Cu acea declarație, dacă nu o aveți, veniți, o multiplicăm și vă înmânăm. Deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței gospodăriei este permisă numai în intervalul orar 11-13, strict pentru următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor din gospodărie. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie. Deplasări scurte în apropierea locuinței, a gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor. Articolul 3. Circulația persoanelor prevăzute la articolul 2 în exteriorul locuinței este permisă și în afara intervalului orar 11-13, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. Articolul 4. Pentru verificarea motivului deplasării. Angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator. Persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la aliniatul 1, se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Deci în momentul în care vă deplasați, ați ieșit înainte de a ieși din casă, declarația este completată așa, exact cum vi se cere. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. Măsurile se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12. Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România. Și această măsură se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost,
precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. Slavă Domnului că în Comuna Faraoani nu există persoane fără adăpost. Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor, clienților și suprafața de relații cu publicul. Vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. Am trecut pe la toți comercianții, domnul Fares, și am avut discuții vis-a-vis de substanțe de dezinfecție pentru suprafețe, pentru mâini, păstrăm distanța între, dar, așa cum am discutat de ieri alaltă ieri, intră câte o persoană în magazin. Grijă mare, nu luăm în derâdere acest microb. Nu ne vorbește, nu ne palpează, corpul nostru este ca un magnet, atrage tot, doar îl simțim în organism. Toate persoanele care au intrat în țară de curând, au mai venit persoane din Germania, din Ungaria, toate sunt în autoizolare la domiciliu. Împreună cu poliția am fost, poliția merge în continuare zilnic și verifică. Au obligația ca timp de 14 zile să stea la domiciliu. Pe această cale îi rog din suflet, dragilor, dacă ați venit acasă, nu avem nimic împotriva dumneavoastră, dar vă rugăm din suflet, respectați măsurile impuse de autorități. Ne gândim la noi, dar trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru. Nu trăim singuri, nu suntem izolați pe un deal undeva în pădure, trăim într-o comunitate. Trebuie să fim în această perioadă mai uniți cum n-am fost niciodată, mai solidari cum n-am fost niciodată. Atenți cu cei din jurul nostru, cu vecinii, dacă avem persoane vârstnice pe care nu-i știm, dar avem serviciu îngrijire vârstnici la domiciliu, care acționează foarte bine și în această perioadă. Pot spune că acum vârstnicii beneficiază de protecție, beneficiază de tratament medicamentos. Serviciul îngrijire vârstnici asigură interfața dintre vârstnic și medicul de familie, dacă e cazul, și cumpărături, plata facturilor și așa mai departe. Deci, începând de astăzi, limităm ieșirile. Încercăm să ne solidarizăm cu toți și să le transmitem celor din jurul nostru să respecte măsurile impuse de autorități. Regulile au fost transmise și râs transmise, lumea se uită la televizor, știu care sunt regulile de urmat, igiena este pe primul loc, spălatul mâinilor, dezinfecția suprafețelor și așa mai departe. Nu ne atingem ochii, nasul dacă am strănutat. Evităm contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu, încă o măsură foarte, foarte importantă. Noi vorbeam de farmacii. Suntem obișnuiți să mergem să ne luăm noi tratament. Că așa am învățat noi. Că dacă mă doare capul, dacă strănut, dacă am probleme cu căile respiratorii, mă duc la farmacie și îmi iau antibiotic, îmi iau paracetamol, îmi iau nurofen și așa mai departe. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Dacă sesizați o persoană din jurul dumneavoastră sau pe unde mergeți că are probleme cu căile respiratorii, că strănută, că acuză simptome pe care le auzim zilnic transmise de mass media și pe Facebook, cine stă pe Facebook, semnalați medicul de familie, șeful de post, primăria, numerele noastre de telefon sunt disponibile la orice oră din zi și din noapte, suntem prezenți acolo unde este nevoie de noi. Dragi concetățeni, vă rog din suflet, luați
în serios acest virus care se răspândește peste tot. Așa cum v-am spus mai înainte, nu ne vorbește, nu ne atinge, îl simțim la un moment dat, dar e posibil să fie prea târziu. Apelați la 112 dacă semnalați simptome, dacă aveți nevoie de medicul de familie, contactați-l telefonic înainte de a ajunge la el. Numărul meu de telefon și al angajaților din primărie este disponibil pentru toată lumea și îl cunoașteți. Apelați-ne în momentul în care aveți nevoie de sprijinul nostru. Cu calm și cu responsabilitate vom depăși această situație. Alte discuții, alte probleme pe care vreți să le ridicați vis-a-vis de... Propun la toți consilierii de față să ne organizăm, dacă se poate, să facem curățenia satului. Pe toate lumea. Noi deja la parte din curățenie am făcut, am văzut că doamna primar este foarte disponibilă, chiar în prima persoană, și s-a implicat. Noi deja am făcut o stradă. Și aș vrea, dacă sunteți de acord, să ne organizăm, după ce trece toată chestia asta cu virusul, pentru să o învăță ca să nu fie cu săptămânii, să ne organizăm pe sectoare și să mergem să facem curățenie, să adunăm pietrele, tot ce sunt pe drumurile, din sat, prin afara satului, pe drumurile care la pădure, este tot ce se poate aduna, nu pietrele. Tot ce se poate, nu pietrele, dar se poate aduna. Nu e nevoie să spui acum ce ai adunat sombă. Nu, să spun pietrele, dar... Ca exemplu, luam un copac dintr-o vie, mijlocul vie, doi stași de pieturi am adunat. Ca un mic exemplu. Nu mai spun după aia de... S-a găsit chiar doamna primară la... Saci cu pământ. Saci cu pământ, fie aruncați, sau chiar o plată nu lăsată în o vie. În boscheță ar trebui. Poate eu dormi tu, mă acolo. Domnul consilier, haideți să... Haideți să stabilim ca o sâmbătă, ultima sâmbătă din lună, să ieșim cu toții să facem igienizarea zonelor respective. Cu condiția să treacă după ce, această situație. Că s-ar putea să se prelungească. Sperăm să nu. Dacă vom sta în casă și dacă vom ține cont de măsurile transmise, cu siguranță vom depăși această situație. Cu bine. Cu siguranță, cât stăm în casă, ce mai vreau să, adică, inițiativa am avut, că noi am avut-o, am făcut deja o dată, da. Am spus că o făcut și vouă și am zis, eu spun că dacă facem de 2-3 somete, deja s-a curățat sau. Propunerea e și poate să participe și oamenii de ceva. Îi solicităm și pe vom face o campanie de curățenie, dar nu este momentul acum, trebuie să vedem ce facem ca să ne protejăm, da? De această maladie care a pus stăpânire pe întreaga omenire. Nu, se poate până atunci face o campanie de informare. Faptul că stăm acasă în perioada asta, stăm în casă, nu ne împiedică să dăm cu mătura în fața porții sau în pulpe și să mai și curățăm șanțul din fața gospodăriei. Fiecare cetățean este responsabil de cum arată domeniul public din fața gospodăriei. Așa cum am învățat să tundem iarba în decursul anilor, așa trebuie să învățăm să ne decolmatăm și șanțurile. Și nu numai tot, ci de câte ori ați mers pe stradă dumneavoastră, domnilor, și v-ați împiedicat de un ambalaj și v-ați plecat să-l luați. Deci, educația copiilor, aici e vorba și de copii. Copilul merge în magazin, își cumpără un dulce, l-a consumat ambalajul pe jos. Deci eu mă opresc. Eu când văd că un copil își aruncă ambalajul având coș de gunoi la câțiva metri, mă opresc și îl atenționez, fără nicio jenă. Și adulții mai fac astfel de gesturi. Deci adunăm peturile până în drumul național, pe Valea Mare, pe Faraoani. A doua zi, dacă mă duc cu mașina până în drumul național să fac o verificare, iarăși peturi, iarăși pahare de cafea,
Sau încă o chestiune care m-a durut extrem de mult și am fost, chiar am fost sunată de către unii din anumiți constructori din comunitate care lucrează prin oraș, au lucrări prin apartamente, demolează, nu știu ce fac și unde credeți că își depozitează resturile? Prin sat, dragilor, Faraoniu nu este groapa de gunoi a orașului. Înțelegeți acest lucru? Dacă ne place când ieșim în afară, vedem, e frumos, Doamne, ce frumos e, am fost în locul cutare, de ce nu se poate să fie și la noi frumos? De ce nu punem umărul să facem ca comuna noastră să fie curată așa cum ne-ar place, bineînțeles, să fie? Până când nu se implică, până când nu fiecare cetățean nu conștientizează. Când în momentul în care vom intra cu lucrările și lucrările, vedem, e o situație destul de critică, nu știm cum vor veni banii. Momentan vin banii din Programul Național de Dezvoltare Locală. Se anunță austeritate. Deci nu știm ce va fi. Nu știm ce va fi. Încasările sunt foarte, foarte slabe de la începutul anului până astăzi, vă spun. Noi am încasat 30% din impozite și taxe. Și cred că e o chestiune generală, nu se întâmplă doar la noi. Dar sperăm în bine. Să trecem cu bine peste situația asta creată de acest virus ucigaș. Și după, probabil că lucrurile se vor schimba. Viața noastră se va schimba, dragilor. Deci, până de curând, stăteam și blamam. Stăteam și ne plângeam. Aia nu e bine, aia nu e, de ce aia, de ce? O să plângem. După fericirea pe care am trăit-o cu ceva timp în urmă. Și o să ne mulțumim cu puținul pe care o să-l avem. Asta e. Trebuie să ne pliem pe situație, trebuie să fim atenți la tot ce este în jurul nostru, să evităm plimbările. Stați acasă pe cât posibil. O deplasare până la magazin pentru aprovizionare nu e nicio problemă. Dar nu cum vedeam tinerii și copiii, grupuri. Dragilor, aveți vacanță, nu vacanță, aveți o perioadă de, dar nu e perioadă de recreere. În această perioadă voi trebuie să vă pregătiți pentru școală. Am înțeles că anul școlar va continua, evaluările naționale se vor ține, bacalaureatul se va da. Deja fac temele. Primesc online să și învețe sau sunt în activități educative pe care ar putea să le folosească. La noi, când am primit să ne bucurăm, puteți să ne mișcăm. De multe, frate, de aia. Măcar noi să stăm cu oamenii acasă, când noi chiar am unde să stăm. Nu că scaia aia închisă în patru pereți. Suntem norocoși. Păi ce, suntem norocoși. În agricultură am înțeles se poate ieși. Se poate ieși cu declarația. Așa că vă invit, Emoidin, dacă aveți timp, treabă avem. Te apropiază. Da, te care te împărăți. Se mi-a arătat în data. Nu, nu se vreau. Aveți declarația? Din punct de vedere geografic, putem spune că avem o așezare cu mulți șarmări, eu și oameni. Avem pădure, avem o traie care traversează comuna, avem terenuri fertile. Nu rămâne decât să ne fructificăm. Vă mulțumesc pentru prezență.
Sperăm că la următoarea întâlnire să uităm de acest virus COVID-19. Spunem că așa, la un vis. Da, sigur. Veniți că vă dau. Găsiți filmarea grupului exclusiv Faraon. Grupul exclusiv Faraon. Nu ți ieșe din să te filmați din Faraon. Morița, nu nu e. Exclusiv Faraon. Așa se cheamă grupul. Exclusiv Faraon. Da, mulțumim. Cu drag. Să ne vedem sănătoși. Voioși.